Piesa lui Andrei Tudor, versuri Andreea Andrei, sună ca altă dată Gabi Cotabiță, prietenul nostru la Neața. S-a schimbat doar un prenume. Era Ionel Tudor versuri Andreea Andrei și acum este Andrei Tudor versuri Andreea Andrei. Bună dimineața, bine te-am regăsit. Da, adevărul, știi ce se întâmplă? Că în ultima instanță cam așa se pune problema. Oamenii care funcționează bine împreună trebuie să fie alături întotdeauna unul de celălalt. Tu datorezi foarte mult familiei, familiei Tudor, nu? Știu că... Păi, faptul că ei m-au adus aici pe muzica asta, cum să nu datorezi? Că într-un fel pot să spun că sunt nașii mei. Etapa ta de Gabi Cotabiță, starul muzicii ușoare din România... Se datorează familiei Andrei Tudor și... Adică Ionel Tudor și Andrei Andrei. Și Andrei Andrei. Andrei era pe vremea aia pitic. Da, era, dar iată că, uite... Băi, neașteptat, deci vreau să spun că este de un talent ieșit din comun. Da, este spectaculos și este un instrumentist de săvârșit. Este profesor universitar deja, da, conservator. Da, și conduce într-un iar fel... Iar din punct de vedere al dirijoratului este senzațional. E foarte greu să fii în papucii lui Andrei, având... Bă, să știi că el este un tip atât de drăguț și de la locul lui și cu bun simț, încât... Dacă crești în casă cu așa artiști, nu știu dacă tot timpul ai senzația că trebuie să demonstrezi ceva, chiar trebuie să faci lucrul ăsta. Adică tot ei, să știi că au fost întotdeauna o familie foarte unită. Da, dar oamenii sunt tentați să spună, da, domne, a ajuns pentru că e copilul lui, când niciodată. De fapt nu e adevărat. În cazul meseria asta... Un instrumentist absolut de săvârșit. Există multe persoane care au ajuns în față pentru că erau ceva și au dispărut ulterior pentru că nu au dovedit că n-au valoare. Mai știi prima piesă pe care ți-au propus? Da, se numește Noaptea Albastră. Noaptea Albastră a fost prima piesă. Ce hit? Da, ce hit. Cum puteți să-i spunem șlagăr, nu? Șlagăr. Păi nu știu, eu după părerea mea cred că șlagăr sau hit e cam același lucru. Dar din punct de vedere a ceea ce s-a întâmplat în România, cred că este mai mult decât un hit. Și se pare că se macină prea multă muzică în România, se aruncă prea multă muzică la coș, se consumă prea, se arde foarte repede, ăsta e cuvântul, până la urmă. Burnout, zic cei din radio. Da, știi ce se întâmplă? După părerea mea, este o situație absolut normală, pentru că lumea mare a muzicii s-a săturat de vedete. Și atunci, automat, nu mai există Michael Jackson, nu mai vor să... Madonna și Michael Jackson sunt deja bătrâni. Și cu cine și atunci, automat, creează muzică pe bandă rulantă, care nu creează, cum să spun eu, dependență de artist. La ora actuală, cred că în afară de ăsta, de irlandezul ăla, cum îl cheamă? Ed Sheeran. Eu nu mai știu să fie apărut cineva atât de tare muzical în ultima perioadă. Ei, mai sunt. Bă, dar atât de tare. Ed Sheeran este un mare, mare artist. Și foarte mult. Piesele lui sunt de-a dreptul senzaționale. Și tu nu știu dacă le știi și pe cele pe care le-a dat altora. Da, am studiat un pic cazul un puș care și-a dorit întotdeauna să devină star. Și da, m-au învățat prietenele noastre comune să studiez cazul. Primesc tot felul de sticuri acum. Cristina Băzăvăr mi-a făcut cadou un studiu de caz despre Lady Gaga, de exemplu, absolut senzațional. Un tip care a învățat să cânte pentru stradă, pentru partea lor de artist stradal, care știi foarte bine în zona aia de lume, e o chestie aducătoare de profit, nu ca la noi. Da, acolo chiar. Și a ajuns dintr-o întâmplare atât de mare star rock. Da. Sau mă rog, pop. Ce mai face Gabi Cotabiță? Ce vrea el? ai ajuns la vârsta care să zici, doamne, pot să zic, doamne, ceva, fac ce vreau. Dom'. Și adevărul este că eu sunt la faza în care mă bucur de viață. Mă bucur de ceea ce mi s-a dat. De o nouă zi. De o nouă zi. Și chiar cântecul ăsta este de-a dreptul senzațional din punctul ăsta de vedere. Andreea, ca de obicei, pune niște cuvinte în gura mea senzațională. De la Noaptea Albastră la o nouă zi sunt ani de evergreen-uri, de șlagăre, de hituri. 30 de ani, da? 86-2016, 30 de ani. Ce an a fost 86? Și pentru muzică, și pentru sport, și pentru... Mamă, tu îți mai aduci aminte cum era New Wave-ul atunci? Da. Nu mi-aduc chiar bine aminte că aveam 6 ani, Gabi, dar 6 ani, da. Bine că ei aveai și pe ea, lasă. Aoleu, cum e! Îi mulțumim tare mult. Gabi Cotabiță are o pagină
oficială, el este absolvent de cibernetică, nu? Nu, dragul meu, de electrotehnică. Electrotehnică, oricum ceva foarte... foarte complicat. Foarte complicat și el și a fost... de mâini. A fost tot timpul un fin observator al online-ului și un participant... Din nefericire și un foarte bun observator al muzicii din România. Din nefericire pentru unii. Da. Nu pentru el, a nu se înțelege greșit, îl găsiți pe... Oricum, încă o dată țin să mulțumesc lui Andrei și Lugiui de Alvare, pentru că el am revenit, cum să spunem, la prieteniile împreună, să ne lucrăm împreună, pentru că el, împreună cu mine, a reușit să pună pe piață primul DCD al unui cântăreț român de muzică pop. E vorba de Prizonier, din 1993. Da, el l-a aveam pus la radio. Ăla cu Sunt Astronautul, nu? Da, Sunt astronautul este cu holograful, este cu 3 ani de zile înainte. Era un disc albastru, așa, cu fotografie, cu tine. Ăla era cu Noaptea Albastră. Ăla era cu Noaptea Albastră? Da, era cu Noaptea Albastră. Aveam o colecție impresionantă la radio. Era la radio Vezla Timișoara. Era o chestie cu o stea care venea. Da, 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 aia era. Mulțumim tare mult, Gabi. Apropo, disc de 2000 de exemplare vândute, 2 milioane de discuri vândute, știi? A, da? Pe vremea când încă se contabilizau lucrurile astea, iar pirateria nici măcar nu exista. Nu exista, era plin bazarul de casete audio, frate. Oh, da. Tu ai zis că erau casete audio. Le povesteam acum colegilor mei când a fost Brian May prima dată la Timișoara, l-au dus în Mehala, în piața aia unde se vindea așa, și bravo, muzică. Așa, bravo, exact. Acolo și a fost prima dată. Pe om l-a apucat râsul uitându-se pe discurile, pe albumele Queen, că niciunul nu se poate... Aveau cu originalul, erau tot felul de amestecături, de asta trasă la Xerox. Exact. Avem și aici casete, după cum se poate vedea, majoritatea piratate. Asta este cu Madonna. Asta este cu Madonna. Ce am putut și noi să piratăm la vremea respectivă. Luăm o scurtă pauză, îi mulțumim lui Gabi Cotaviță că ne-a lăsat să-i piratăm muzica pe vremuri.